Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 29, și după citirea textului rog pe fratele Bogdan să aibă rugăciunea de invocare. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va întreba cineva pentru ce deslegați măgărușul, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslega măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogârnișul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Amin. Ne rugăm. Dau slavă Domnului pentru cei care au înfrumusețat programul, cei care s-au ocupat cu copiii și au făcut un program așa de frumos. Și eu spun: Doamne, uită-te la copiii aceștia și dă-le și lor un viitor și o nădejde frumoasă ca să poată să te slujească pe tine. De asemenea, corul și cei care dirigează corul și fanfara o auzim mai târziu, însă ne bucurăm de toți cei care lucrează în biserică și în domeniul acesta muzical. N-a rămas prea mult timp pentru predică, dar vreau să vă fac așa o spovedanie. Predica era făcută să țină o oră și n-am să vorbesc prea repede, că nu mai pot să vorbesc repede, așa că s-ar putea să țin o oră. Atunci, cu adevărat, o să fie sărbătoare și am să vă mulțumesc pentru răbdare. Floriile sunt sărbătoarea cântărilor și de aceea așa multe cântări la noi în adunare. Aș dori să cântăm mai des, nu numai în adunare și nu numai când e în program, ci tot timpul să cântăm și mai ales în mașină, că distanțele sunt mari aici și petrecem mult în mașină, să cântăm pentru că Domnului îi place cântarea. Putem observa la florii credința celor care au primit de la Domnul instrucțiuni să meargă în satul dinainte, înainte ca să ajungă Domnul acolo, să fie pregătit totul. Și mai ales măgărușul acela, mânzul unei măgărițe. Matei ne spune că au deslegat și pe măgărița și pe mânzul. Și lucrul acesta e interesant, pentru că e una din minunile la florii. Aici e ascultarea stăpânului care ne uimește, e ascultarea care, la un singur cuvânt, Domnul are trebuință de el și îl cere și îl dă.
Poate că e mai greu să înțelegem de ce ar fi o jertfă așa mare, că e numai un măgar și e un măgăruș în cele din urmă. Acestea erau camioanele din vremea aceea pentru muncă, pentru lucru, pentru ajutorul în a duce, a transporta. Și stăpânul, la un simplu cuvânt, Domnul are trebuință. E de învățat lucrul acesta și pentru noi și să înțelegem credința să fie alăturată împreună, unită, contopită cu ascultarea. E umilința Domnului. Dacă ați ascultat programul, s-a menționat ceva de intrările împăraților care veneau pe cai, de Pilat care venise din Cezarea la Ierusalim și a făcut o paradă fastuoasă, și Domnul e călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Și în aceasta putem învăța și mai bine, nu numai că împlinește o profeție pe care o are Domnul, dar și umilința lui în privința aceasta. Ramurile de finic ne învață că aici e o sărbătoare de glorie, e ca o încoronare a Domnului Iisus Hristos. Era scris în vechime și în calculul celor care aduc calcule la venirea Domnului, exact data aceasta de flori în vremea Domnului Iisus a fost profețită, e descoperirea regelui care trebuia să vină. Și ramurile de finic sunt semnul încoronării Domnului înainte de a veni în gloria sa cerească. E cântarea de Osana, care e de fapt o rugăciune: Doamne, mântuiește-ne, adune izbăvirea. Aș vrea câteva lucruri să ne învețe în legătură cu caracterul pe care să-l avem noi ca și copii ai Domnului, ca și credincioși. Hainele care au fost așternute pentru cărarea Domnului Iisus Hristos. De sărbători veneau cu cele mai bune haine, chiar dacă erau săraci. Și poate vă aduceți aminte, dacă ați fost la țară, la bunici, la cei care trăiau acolo, erau săraci, aveau două rânduri sau trei rânduri de haine, întotdeauna duminica luau pe cea mai bună. Și aveau în rafturi acolo un costum de haine pentru surori și pentru frați de sărbători. Nu le luau în fiecare zi și nici în fiecare duminică, numai de sărbători. Așa ceva e și pentru cei care au fost la parada aceasta, la florii. Erau hainele cele mai bune și aici ei arată smerenia, le pun la picioarele Domnului, să calce Domnul pe hainele lor. E ceva și în înțelesul ebraic al hainelor care reprezintă persoana cuiva și ei renunță la ei înșiși ca Domnul să fie mare. Renunță la toată strălucirea lor ca Domnul să strălucească, Domnul să se înalțe și să fie plin de glorie. În smerenia pe care, de care vreau să vorbesc, haina smereniei să ne împodobească și pe noi, pe toți, începe, de fapt, marea confruntare, o confruntare între Domnul Iisus Hristos trimis de Domnul unsul lui Dumnezeu și Satana. Începe o confruntare care se termină sau continuă cu răstignirea Domnului și apoi învierea și biruința Domnului. Dar uitați-vă aici,
La statul major e freamăt, ucenicii se întreabă, poate nu înțeleg toate lucrurile, dar ca la orice stat major înainte de bătălia finală e freamăt mare. Care sunt planurile de atac, care e strategia de luptă, acum vrem să știm ce tactică folosim. Și Domnul le spune, aduceți-mi un măgăruș. Aici e smerenia Domnului, care ne învață și pe noi să fim smeriți. E o lume a mândriei, o lume a celor care sunt mai tari. Marți, mi se pare, vor fi alegeri în Chicago și se aleg și la alegeri întotdeauna cine e mai tare. Și nu știu dacă au de ales mult, însă unul care din cei doi va fi ales, care e mai tare. Să nu fie în biserică mândria aceasta care e în lume. Citeam o poezie și puțin modificată. Am avansat teribil de departe, cu capul mare, dar cam într-o parte. Avem aparate care, poezia e fără și în toate e ceva care e fără. Avem aparate care filmează fără film în ele, dentistul care face operații, dar fără durere, la măsele. Avem telegrafe, dar fără firi, mașini cu care mergem, dar fără coviltir, biciclete fără ranțuri la roți și mâncare fără sare sau zahăr în gomboți, cuptoare microunde fără foc, ceasuri fără limbă la mijloc, telefoane fără centrală și tocuri fără cerneală, struguri fără sâmburi și drumuri fără dâmburi, lapte fără grăsime și cafele fără cofeine. Avem cumpărături pe carduri și datorii peste garduri. Mai avem și creștini fără credință și pocăinți fără pocăință. Și predici fără Hristos, dar și muncă fără folos. Modernism în teologie, amestec de râs și prostie. Culmea, evlavie de suprafață și multe biserici fără viață. Alergare multă, dar fără traseu. Toți se grăbesc, dar fără Dumnezeu. O lume în care trăim noi astăzi. Și lucrurile acestea ne spun și nouă să avem haina smereniei în viața noastră ca o podoabă, pentru că Domnul Iisus a fost smerit și El ne învață și ne spune. Există anumite lucruri pe care le învățăm la școală. Smerenia o învățăm de la Domnul. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și lucrul acesta trebuie să-l învățăm de la Domnul Iisus. Prin anii 1960, la început, Criswell a fost în Moscova și acolo a văzut multe lucruri de care scrie el mai târziu. În fața hotelului era o biserică. Biserica era transformată într-o gară de tren. Nu mai era biserică. M-am plimbat puțin prin oraș și am văzut o altă biserică transformată în magazie. Am simțit tragedia Rusiei sovietice, dar nu era numai în bisericile închise, ci faptul că oamenilor mi s-a părut că nu le pasă. Nu simt că le lipsește ceva când bisericile sunt închise. Doar o mână de credincioși baptiști care se roagă și plâng aproape în tot timpul serviciului de închinăciune. Dar marea masă a populației e complet nepăsătoare. Și mă gândesc la America. Sunt cuvintele lui Criswell. Ce ați spune dacă bisericile
și biserica aceasta ar fi transformată într-o gară sau într-o seră sau într-o magazie. Mă întreb câți ar simți că le lipsește biserica, că au nevoie de biserica aceasta. Din înălțimea cerului Domnul se uită și vede poporul și astăzi și plânge. Al doilea lucru, pe lângă primul pe care vi-l subliniez și ar trebui subliniat mult mai mult, doar vi-l amintesc, să fim smeriți, pentru că Domnul a fost smerit. E așa urât când vezi fală și mândrie și o stare în care cocoșul acesta al firii pământești se arată și cotcodăcește mai mult decât smerenia harului și a dragostei lui Dumnezeu. A doua haină pe care aș vrea, sau caracter în noi, aș vrea să fie haina laudei și o amintesc aici pentru că sunt floriile. Și aici ni se spune că toată mulțimea ucenicilor, nu numai copiii, dar ucenicii chiar, lăudau și au început să laude pe Domnul și când au auzit fariseii cântarea lor, că ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă, în locurile prea înalte, în tocmai ca și cântarea îngerilor la Betleem, la naștere. Unii farisei s-au enervat din orod, au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. N-a fost ceva aranjat din partea Domnului, aici a fost ceva spontan din dragostea lor pentru Domnul. Haina laudei, toată mulțimea ucenicilor a început să laude pe Domnul. E un cor, pe voci mă gândesc, admir pe cei care sunt în cor la noi, pentru că miercuri au repetiție, ieri au avut repetiție, vreo două ore seara, fanfara de asemenea a fost toată dimineața, aici e fără repetiție, ceva spontan, care iese din inimă, ca un șuvoi de apă care iese dintr-un vulcan. Tu locuiești, psalmul 22, tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel, îi plac Domnului laudele. Te voi lăuda în mijlocul adunării, spune psalmul 147. Psalmul 92 ne aduce aminte că este frumos și bine să lăudăm pe Domnul. Venim cu bucurie la casa Domnului. Este frumos și bine să lăudăm pe Domnul. Psalmul 100 ne îndeamnă, când venim la casa Domnului, să venim cu bucurie, căci aici e casa harului și a bucuriei lui Dumnezeu și bucuria Domnului este tăria noastră și în El ne încredem. Cum cântă păsările, v-ați gândit? Toată săptămâna cântă și cântă și cântă și acum e duminică și îți lasă aripile jos și deodată iau o față mai lungă și încep să ciripească posomorâte fără nicio viață. Uitați-vă la păsări și să învățăm cum se laudă, cum trebuie să lăudăm pe Domnul. Întotdeauna bucurați-vă în Domnul, spune Apostolul Pavel, și dacă vă uitați bine, Apostolul Pavel nu e așa într-o stare că sunt cadourile sub pom la Crăciun sau când mai primim noi cadouri. Apostolul Pavel e gata să fie turnat ca o jertfă de bun miros înaintea Domnului, e gata să fie ucis și ne aduce aminte. Și epistola către Filipeni e plină de îndemnul acesta, bucurați-vă, bucurați-vă, și parcă și Apostolul Pavel e obosit de câte ori ne-a spus, bucurați-vă și iarăși vă zic, bucurați-vă, fraților, bucurați-vă că avem un har atât de mare să-L cunoaștem pe Domnul. Biserica e adunarea și trebuie să fie adunarea rugăciunilor,
trebuie să fie adunarea vestirii Evangheliei, dar trebuie să fie și adunarea laudelor lui Dumnezeu. Lăudați pe Domnul, faceți să răsune lauda Domnului. Și mai am un gând pe care vi-l pun în față înainte ca să sune clopoțelul de sfârșit. Să fim oameni ai smereniei, să avem haina aceasta smereniei asupra noastră, să avem haina aceasta laudelor pentru Domnul. Cântarea noastră e pentru preiubitul, spunea în vechime cântarea cântărilor. Preiubitul înseamnă că e unicul care merită să primească dragostea și lauda noastră. Cântarea noastră să fie pentru preiubitul. Și mai e un gând pe care vi-l las, haina mărturiei. Haina mărturiei. La Evanghelia după Luca, la textul pe care l-am citit, vine aici și spune, când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogârnișul muntelui măslinilor, cobora de la Betfage sau Betania înspre râul Chedron, ca apoi să urce din nou spre povârnișul Ierusalimului, și mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu. Și dacă ar fi numai atâta, eu aș spune, era destul pentru noi să înțelegem ce a fost acolo. Spune aici, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Glas tare, e o subliniere pe care o facem. Nu uitați, când lăudăm pe Domnul, nu știi să cânți pe voci, cântă cum știi, frate. Cânți fals, cântă mai tare să se audă cânți fals. Se spune că Criswell, de care am amintit la mai înainte cu Moscova, avea o soră la Dallas care cânta foarte fals. Și au venit și au spus, frate, dar deranjează biserica. Și nimeni n-a avut curajul să-i spună, soră, dar tale cânti fals, nu știu ce game ai, dar nu ești în gama în care toți cântă. Și Crisel a luat-o domol și până la urmă i-a spus, frate, soră, ne-au zis din jur dumitale, cânti fals, nu te supăra pe mine, nu vreau să te pleci din biserică că fratele păstor te-a jignit, dar cânti fals, așa mi-au spus toți. Și sora se uită la el și parcă i-au lăcrimat ochii și spune, frate Criswell, dar eu cânt din inimă. Și Criswell se uită la ea și zice, atunci cântă mai tare, soră, și nu contează dacă se supără cineva. Cântați, lăudați pe Domnul. Pentru că aici spune că lăudau pe Domnul cu glas tare. Aduc aminte că ucenicii după înviere au vorbit despre Domnul Iisus Hristos și i-au chemat la Sinedru. Nu erau chemați acolo oricine și pentru orice. Și Petru și Ioan au știut să se apere. Și vorbesc în sinedru marilor preoți despre Domnul Iisus Hristos și într-un fel au rămas uimiți, pentru că ei credeau că o să fie o ședință scurtă și rapid termină cu ei. Și s-au mirat ce mult știu să spună ei despre Iisus și din Cartea Sfântă. Și n-au găsit decât o strategie pe care diavolul o are de atunci în lume și în împărăție. Să nu mai vorbiți despre Iisus. Vorbiți despre orice, dar numai despre Iisus să nu vorbiți. Și la aceasta apostolii au avut de spus. Dacă ne-a spus să vorbim despre El, noi vrem să ascultăm de El, nu de voi. Și aici e ca să înțelegem care e strategia diavolului și în vremea noastră.
Dar vorbiți de ce? Vorbiți de tancurile din Ucraina, vorbiți de Putin, vorbiți de cine-i președinte aici, vorbiți de tot. Numai de Iisus să nu vorbiți. Și nouă Domnul ne-a spus, lăsați-i pe ei în pace, vorbiți despre numele meu. Îmi veți fi martori să vorbim și să spunem cu voce tare. Nu știu dacă o să dureze prea mult. Săptămâna aceasta am lucrat la revista România pentru Hristos și am citit atâtea mesaje frumoase pe care frații lucrători le-au trimis din țară. Și aș vrea să vă citesc doar ceva, pentru că pe fratele Cornel Moșman l-am cunoscut aici, frate cu fratele Victor Moșman, și a fost un timp când au fost împreună amândoi frați. Fratele Cornel lucrează la Babadag, care e o comună, orășel, lângă Tulcea, și Daria Sezonov, mama, a fost născută în Babadag și am socotit că se merită să trimit câțiva bănuți și fratelui Cornel Moșman ca să lucreze în Babadag prin România pentru Hristos. Și spune el, nu pot citi prea mult din scrisoare, s-a dus la un azil de bătrâni să o vadă pe doamna, spune, prietena Maria, nu era credincioasă, dar făcea o mărturie despre Domnul. După ce am terminat de vorbit cu prietena Maria, trebuie ceva înainte ca să... Când am intrat, colega ei de cameră, o doamnă trecută de 70 de ani, s-a uitat țintă la mine și mi-a zis că mă cunoaște și vrea să stea de vorbă cu mine. Eu m-am gândit că vrea să-mi ceară bani. I-am spus că după ce voi sta de vorbă cu colega ei de cameră, voi sta de vorbă și cu ea. După ce am terminat de vorbi cu doamna Maria, am mers la această bătrânică. A fost foarte fericită când a văzut că mă ridic și mă îndrept spre ea. Mi-a spus, eu vă cunosc pe dumneavoastră, chiar dacă azi este prima zi când vă văd. Azi noapte am visat un vis. Apostolul Pavel era în Troa și a avut și el un vis. Și în vis era unul care îi spune, treci în Macedonia și ajută-ne. El era în Macedonia și Domnul avea o mărturie și avea nevoie de Pavel. Și când am citit asta, așa mi-am gândit Apostolul Pavel la Troa, să treacă și să lasă și Bitinia și Bisidia și toate celelalte și să meargă peste apă în Europa. Și mă gândeam ce caută acest om la mine, că doar nu-l cunosc. Dimineața când m-am trezit, m-am gândit la acest vis ciudat. Și când ați deschis ușa și ați spus bună ziua, mi-am îndreptat privirea spre ușă și am realizat că omul din visul meu sunteți dumneavoastră. De aceea am îndrăznit și v-am rugat să veniți la mine. Am vrut să vă povestesc visul. Prietena Maria asculta și ia mărturisirea acestui vis și i-a zis vecinei, dumnealui este preot, pastor, vine și ne spune tuturor că Dumnezeu ne iubește, că este cu noi în suferințe, că vrea să ne dea iertarea de păcate. În timpul ăsta eu ascultam, scrie fratele Moșman, cu mare uimire aceste cuvinte. Apoi am spus, aș dori să facem cunoștințe. Eu mă numesc Cornel. Dumneavoastră cum vă numiți? Și dânsa mi-a spus, eu mă numesc Speranța. Am avut un moment de emoție deosebită. I-am spus, Doamnă, cu siguranță Dumnezeu vă iubește.
aveți un nume deosebit, am întrebat-o, ce așteptați dumneavoastră? Mi-a răspuns, să vină moartea. I-am spus, dar știți că moartea nu e sfârșitul. Și am vorbit despre Domnul Iisus. Moartea este doar o ușă prin care intrăm în veșnicie. Domnul Iisus a dus să ne pregătească un loc în cer, să fim cu El în veșnicie. Toți aceia care își pun încrederea în cuvântul Lui nu mor, ci trec în har și în veșnicie. Vă mărturisesc că nu am văzut până acum o persoană atât de fericită. Toată fața ei era plină de bucurie. Ochii erau plini de lacrimi de bucurie. I-am spus, Dumnezeu a mutat-o pe doamna Maria, pe care o căutase la etajul întâi, sus unde erau acum, a mutat-o pe doamna Maria aici, în cameră cu dumneavoastră, tocmai ca să ne putem întâlni. Apoi mi-a spus, mi-a pus inima, apoi Domnul mi-a pus în inimă gândul să o caut pe doamna Maria ca să ajung să vă cunosc, să vă vorbesc despre Fiul Său. Scrisoarea continuă și vorbește despre o bucurie care era în camera aceea, ca și cum dintr-o dată îngerii lui Dumnezeu au coborât în salonul acela trist, la niște oameni care nu mai au nicio speranță, la niște oameni pe care nu-i vizitează nimeni, la niște oameni care nu mai au nimic pe lume și singurul lucru pe care îl așteaptă e să moară. Cum face Dumnezeu ca Evanghelia Lui să ajungă? În fiecare clipă ne vorbește și ne spune ceva. Diavolul nu fuge de tămâie, diavolul nu fuge de apa aceea sfințită de preot, diavolul fuge de cuvântul lui Dumnezeu și de o viață sfântă care luminează până și în cel mai cumplit întuneric. Am trecut deja de 5 minute. Și vă rog să mă iertați, mereu fac atâtea greșeli că vă aduc aminte. Haina smereniei, o haină a laudelor și o haină a mărturisirii cuvântului lui Dumnezeu. Toate trei împreună sunt garderoba noastră sărbătorească de fiecare zi. L-au prins pe un gornist, unul care sună cu trompeta la armată, și l-au prins să-l omoare pentru că era din armata inamică. Și bietul tânăr spune, nu mă omorâți că eu și așa n-am arme, n-am pistoale, n-am pușcă, eu am numai trompeta asta. Știți ce i-am spus, tocmai pentru trompeta aia vrem să te omorâm. Când suni tu, deodată trezești toată garnizona. Îi chem pe toți gata să fie pentru luptă. Suntem gorniști ai veacului ce vine. Suntem trâmbițași ai unei alte lumi. Sunăm adunarea ca să-L întâmpinăm pe Domnul. E chiar la uși, ne spune cuvântul. E gata să auzim și pașii și ciocnitul ușii, e gata să vină și noi să fim gata să îl întâmpinăm în slava lui cerească. Până atunci, luați haina sărbătorească a umilinței ca să semănăm cu Domnul, haina sărbătorească a laudelor lui Dumnezeu, pentru că îi place să stea cu noi Domnul în mijlocul laudelor Lui. Dar nu uitați, ce vrea diavolul în vremea noastră e să ne închidă cu fermoarul, gura, și să nu spunem nimic despre Domnul. Luați și haina mărturisirii numelui Său cel Sfânt, pentru că în numele Lui avem biruința. Și ni se spune că cei care au fost și sunt martori ai Lui, Apocalipsul ne spune că L-au biruit
și prin viața de sfințenie și prin viața în care nu și-au iubit zilele pe pământ, ci prin cuvântul mărturisirii lor. Și așa să fie și poporul care îi poartă numele în vremea noastră. Osana! Osana e mai mult decât un cuvânt de laudă Domnului. Îl recunoaștem pe El ca Dumnezeu. Doamne, e rugăciunea. Ascultă-ne, dă-ne izbândă, dă-ne biruință, pentru ca poporul Tău să poată să meargă din putere în putere, până când ne înfățișăm înaintea Lui în Sion și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.